dar nu numai. Iar a invitat alături de mine în studio este domnul Marius Cuțitoiu, președinte TSD de Gorj. Bună seara, bine ați revenit la noi în studio. Bună seara, vă spun și eu și mulțumesc pentru invitație. Munciți de zor în ultima perioadă, parcă v-ați dezmorțit așa odată cu apariția soarelui pe cer și cu venirea căldurii. Spuneam că ați desfășurat câteva acțiuni și că vă implicați activ în viața cotidiană, dar aș vrea să ne spuneți dumneavoastră ce acțiuni ați întreprins alături de echipa dumneavoastră de la Gorj. În primul rând aș vrea să punctez pe parte de Consiliul Județean, echipa TSD Gorj s-a mărit din luna mai. TSD Gorj numără 3 consilieri județeni, 3 tineri, și în iunie o să mai intre o domnișoară și o să fie 4 consilieri județeni. Deci ne-a mărit echipa din partea tineretului, o premieră. Cei din echipă de acolo, de la Consiliul Județean, sunt foarte implicați pe partea de proiecte de tineret. Chiar acum s-a deschis o aplicație din partea Consiliului Județean unde sunt invitați, unde e invitate ONG-uri, asociații de pentru tineret să depună proiecte. Și cred că ăsta este cel mai mare câștig din ultima perioadă, de la începutul anului, pentru ca tinerii să fie reprezentați la toate nivelurile și chiar și în Consiliul Județean. Noi, ca și organizație, numărăm 43 de consilieri locali, arondații localităților de unde provin acești tineri, și sunt mereu implicați în proiecte pentru tineret. Din păcate, vă spun că nu prea îi vedem în spațiu public pe acești consilieri județeni despre care dumneavoastră discutați. Cel puțin personal nu i-am văzut nici la mine, nici la colegii mei din presa locală. Poate nu sunt obișnuiți încă cu camerele de luat vederi, dar mi-ar plăcea să-i văd ceva mai vocali și să ne spună chiar dumnealor proiectele pe care și le propun în acest mandat. Să știți că pe partea de promovare chiar avem un proiect ca consilierii județeni tineri și consilierii locali din partea TSD Gorj să apară din ce în ce mai mult în spațiu public, dar să știți că în luna mai a intrat un profesor, Daniel Șoșoi, un profesor de muzică, și în lumea lui a muzicanților este foarte cunoscut. Îl cunoaștem pe Daniel Șoșoi din alte împrejurări, nu știm care este activitatea lui politică, îi știm activitatea pe plan muzical și cultural și îl apreciem, dar pe plan politic să știți că sunt foarte, foarte activ din localitate. Daniel provine din comuna Bustuchin, este foarte cunoscut și chiar a și depus câteva proiecte. Lucian Mărgineanu din Săulești au organizat niște acțiuni în zona acolo. Radu Bălan, care este lider de un departament la Poșta Română. Deci sunt niște tineri care au profesat și au demonstrat în pozițiile pe care le ocupă în domeniul de activitate și acum fac pasul în echipa Consiliului Județean din partea PSD Gorj. Mi-aș dori să aibă și un cuvânt de spus acolo în Consiliul Județean și să vină cu inițiative nu doar pentru tineri, ci pentru întreg județul, pentru că practic decizia de acum stă și în mâinile lor, și să vedem pentru Gorjul nostru proiecte mărețe. Înțeleg că banii am avea, trebuie să-i și cheltuim. Cu siguranță. Este un moment prielnic pentru organizația de tineret, pentru tineri, pentru că din cei 16 consilieri județeni sunt 9 sub 40 de ani. Deci sunt considerați tot tineri. Au acolo un mod de a lucra în echipă, chiar deschiderea președintelui Consiliului Județean, deschiderea celor 2 vicepreședinți. Deci sunt convins că acești tineri o să-și lase amprenta. Toată echipa Consiliului Județean. De colegul dumneavoastră, Lucian Mărgineanu, zic bine? Da.
fost student al Universității Constantin Brâncuș din municipiul Târgu Jiu și foarte implicat în viața studențească. Ceea ce mă șochează pe mine este că nu inițiază un proiect pentru studenții din municipiul Târgu Jiu, nu știu, să facă o școală de vară, o săptămână pentru studenții de la Târgu Jiu. Adică mi-aș dori să văd astfel de proiecte susținute și gândite de foști absolvenți ai Universității Constantin Brâncuș, că practic de acolo au plecat. Vreau să întăresc ideea dumneavoastră, pentru că am luat personal această legătură, să-i spun așa, cu Liga Studenților de la UCB, dar și acolo au fost niște probleme, niște momente de organizare. Acum și-au ales săptămâna trecută un nou președinte, domnișoara Amalia Gârcu, dacă nu mă înșel. Deci și acolo a fost, dar noi ținem ca și organizație de tinere, pentru că asta este în atribuțiile noastre. Suntem obligați să deschidem, să ne prezentăm tinerilor, să spunem ce proiecte avem. O să ținem legătura de acum înainte foarte apropiat cu Liga Studenților de la UCB. Chiar în martie am avut o întâlnire cu studenți într-o atmosferă non-formală. Non-formală și chiar în afara sediului partidului, să nu fie influențată, cu studenți de la Titu Maiorescu și de la Constantin Brâncuș. Și unde și-au prezentat ideile, chiar i-am rugat să fie foarte acis, pentru că întâlnirea a fost cu parlamentarii de Gorj, președintele Consiliului Județean, unde au fost luați la întrebări și s-au creat niște legături pentru viitor, pentru a desfășura acțiuni chiar împreună. Bun, și ce s-ar dori tinerii studenți de la noi din Gorj? În primul rând, o reducere a birocrației pe partea de fonduri europene. Aici se resimte în toate domeniile. Dacă să se faciliteze puțin accesibilitatea în aceste proiecte, adică să vină tinerii cu o idee, dar nu să fie încărcați și birocrații. Bineînțeles că trebuie niște documente, că nu se pot vira banii așa. Sunt de acord cu dumneavoastră. Dar să fie facilitată această idee și construit. Dacă ar fi să discutăm pe acest segment de fonduri europene și să o luăm de la cap la coadă, încă de când consulți ghidul pentru accesarea acestor fonduri europene, te-ai pierdut. Efectiv, mai ales dacă ești un tânăr lipsit de experiență, dacă nu mergi la un consultant care, bineînțeles, îl plătești, de unde, cum, că ești tânăr și se presupune că n-ai bani, n-ai serviciu, poate ești și student, te-ai pierdut și nu mai știi unde te încadrezi, pe ce anume te încadrezi, pe... Deci, o asociere chiar de idei, să promovăm o idee a unui grup de studenți sau de tineri, nu neapărat studenți, pentru că aceste fonduri au canalizat foarte mult spre consultanță. Acolo e primul pas, de aceea s-a făcut și birocrația. Dar ușor, ușor, pentru că pe toate canalele, că fie că vorbim de tranziție justă, PNRR, alte canale pentru fonduri europene, o să fie injectați foarte mulți bani, că vorbim de România și în județul nostru. Nu ne putem trebuie bloca... Trebuie doar să-i atragem. Da, și nu ne putem bloca în aceste acte birocratice, adică să le facem birocrație foarte stufoasă. Că, să știți că mai discutam cu profesori universitari și din alte centre universitare. Datorită acestei birocrații, studenții sunt foarte reticenți și au rămas foarte multe granturi neabordate de studenți și nici chiar de tineri, pentru că statul s-a familiarizat ideea că, domne, e păi foarte greu este. Să... Păi și adică te apuci de să-ți strângi documentele și la un moment dat te lași pe gubaș că zici nu mai apuc să mă mai încadrez în termenul limită de depunere a dosarului când am atâtea documente de strâns, atâtea studii de făcut. De aceea spun că trebuie
redusă birocrația. Trebuie, și dar cine? Cine va face acest lucru? Se discută, pentru că vă dau un singur exemplu. S-a aprobat prin Ministerul Tineretului, Familiei și Asistenței Sociale un grant, un împrumut de 15.000 de euro pentru tinerii între 18 și 31 de ani, care prin acest împrumut să-și plătească taxele la facultate, la master, la doctorat și să fie dobânda subvenționată de minister. Deci se încearcă... Bun, stați un pic, stați să înțelegem. Eu, ca și student care mă încadrez în această limită de vârstă 18-31 de ani, vreau să urmez studiile la una dintre universitățile din România, da? Da. Mă subvenționează statul. Da, vă acordă un împrumut. Acordă un împrumut. Un împrumut. A cărei dobândă este suportată de către statul român. Eu iau 1000 de lei și 1000 de lei dau înapoi la finalizarea studiilor. Exact. Da? Exact. Contează sau nu că m-am angajat în domeniu sau... Mă ajută statul român să mă angajez în domeniu? Nu. După ce urmați cursurile? Nu. Deci, dar se facilitează plata, pentru că mulți tineri se opresc la un moment dat pentru că se invocă când e lipsa. Știți, și această... Dar este un pas înainte. Un pas înainte, împrumutat din țările ceva mai evoluate, pentru că trebuie să recunoaștem, aceste împrumuturi se acordă studenților în alte state, dar statele respective continuă proiectul, îi ajută pe tinerii absolvenți să se încadreze în piața muncii, astfel încât să aibă de unde să dea împrumutul înapoi. La noi s-a oprit undeva la jumătate proiectul, dar poate mai au timp să-l mai gândească. Să știți că, pe de-o parte, nu sunt de acord cu dumneavoastră, pentru că, să luăm sistemul american, ați văzut, sunt tineri și ruinați care nu mai pot să-și plătească. Nu înseamnă că statul i-a ajutat să se angajeze, sau i-a ajutat într-o formă, dar cu un salariu mai mic și nu-și mai permit să achite acel împrumut. Pentru că nimeni nu-ți garantează ce vei face, unde te vei angaja. Poate studentul și-a împrumutul și după aceea se angajează în alt domeniu. Statul nu este răspunzător. Dar dacă îți facilitează un împrumut și fără o dobândă, este un mijloc de a face un salt în evoluție. Învățământul profesional. Și învățământul în România, învățământul universitar, pentru că despre asta vorbim, despre studii universitare, master și doctorat. Ar fi bine să se mai aplece un pic și pe către elevii de clasele 1-12, pentru că și acolo sunt ceva probleme. Înțeleg că se dorește din nou modificarea organigramei, dar astea sunt alte lucruri. Copiii noștri, cobaii noștri, cum vine vorba, în ultimii 10 ani s-au tot făcut experimente pe săracii copii, nu știu cum o să iasă de pe băncile școlilor, pentru că este haos. Chiar să citeam o știre că pentru actuala sesiune a examenului de bacalaureat s-au înscris cu aproximativ 3.000 de elevi mai puțin decât în anul 2020, ceea ce este foarte mult. Foarte mult. După părerea mea, tot sistemul de învățământ trebuie tratat cu prioritate și trebuie reașezat pe alte România idei. România educată. România educată. Proiectul măreț al domnului Iohannis, unde el ați văzut, că vorbim de el de 2 ani. Cred că a rămas doar într-un sertar, că niște vorbim de niște ținte la studiile, testele acelea PISA, suntem pe ultimele locuri, adică vorbim cu ce bagaj de cunoștință ies elevii de pe băncile școlii, de pe băncile liceului. Dacă în România la ora actuală rata analfabetismului funcțional este 42%, acești copii care ies de pe băncile liceelor o să fie integrați sub o formă sau alta în câmpul muncii. Atunci, știți ce, nu pot eu să înțeleg, dar pentru că trebuie să... Nu sunt aceiași profesori, pentru că dacă ne uităm în câmpul muncii în acest domeniu, media de vârstă este destul de înaintată. Nu sunt aceiași profesori care ne-au pregătit și pe noi în urmă cu 10-15 ani? Adică de ce la noi s-a putut și acum nu se mai poate? Adică undeva sistemul s-a produs o ruptură acolo.
Ceva s-a întâmplat. Și poate că și această schimbare de miniștri, care fiecare vine cu ideea, propriile idei, de ce să continui ce a zis nu știu ce e ministru, hai că mi-aplic eu teoria mea, acum înțeleg că actualul ministru al educației vrea să elimine tezele unice și să se dea acele lucrări anuale, adică să nu se mai întâmple această treabă pe fiecare semestru. Din nou bulversă în copii. Cum îi evaluezi? Când îi evaluezi? La finalul anului, când nu mai poți să mai remediezi absolut nimic? Eu, ca și cadru didactic, nu știu ce să mai zic. Bun, să pornim de la evaluare. Nu mi se pare corect ca gradațiile de merit să fie date și unui liceu care are promovabilitate la BAC 0. Adică, iei o gradație de merit, dar pentru ce? Trebuie regândită evoluția unui elev. Adică, dacă țintim doar pentru gradațiile profesorilor să pună diplome sau participații la olimpiadă, o să pregătească 3-4 elevi vârfuri și ceilalți o să rămân doar acolo de umplutură. Trebuie schimbate puțin, pentru că trebuie încurajați profesorii să rămână și pe partea de mediu rural niște bonificații, pentru că acolo, gândiți-vă că sunt școli unde este învățământul simultan, adică un copil de clasa 1 face cu un copil de clasa 3 sau sunt unități școlare unde fac toți la grămadă. Adică, trebuie să facem niște sacrificii financiare, pentru că gândiți-vă, această pandemie a bulversat de tot învățământul. Dacă raportul dintre rural și urban era de întârziere de un an și jumătate înainte de pandemie, gândiți-vă că sunt copii care, conform declarațiilor ministrului, care nu au intrat deloc online. Nu au avut cum să intre. Da, pentru că nu s-a interesat nimeni, pentru că erau și familii cu 3, 4, 5 copii și aveau doar un singur device. Și nu aveau internet. Și sunt familii care nu au curent electric, dar totuși își trimiteau copiii la școală așa cum puteau. Nu s-a gândit nimeni la aceste situații. Adică am avut o declarație în care unul dintre miniștrii pe vremea aceea spunea că dacă nu au internet și curent electric și nu pot să intre la cursurile online, să se uite pe TVR1 la televizor, pentru că sunt transmise acolo cursurile. În condițiile în care i s-a pus întrebarea că ce fac cei care nu au curent electric, să aprindă televizorul. Deci, asta e nivelul nostru de cultură. Da? Da, domnul Orban mai exagera, dar nu s-a plecat exact spre problemă. Deci trebuie să regândim. Nu s-a plecat nimeni, nu doar dumnealui, nimeni. Adică haideți să nu aruncăm pisica, nimeni. Nu aruncăm pisica, dar pandemia a fost chiar o ruptură. Și în urban. Sunt copii care au rămas în urmă. Care au rămas în urmă și trebuie într-un fel să îi aducem pe acești copii la... Nu îi să... mai aducem? Păi suntem obligați. Cum? N-am văzut un proiect. Păi nu scoțând tezele. Haideți să vedem, să-i mergem. N-am văzut un proiect prin care să se ofere lecții gratuite, meditații gratuite în afara programului orar sau nu știu, cumva să se găsească o soluție ca acești copii să ajungă cu materia la zi, dar nu scă să o parcurgem așa, am trecut prin ea ca rața prin baltă, vorba aia românească. Nu, haideți să ne aplecăm în mod expres asupra problemelor cu care se confruntă elevul. O altă problemă pe care aș vrea să vă semnalez dumneavoastră și cu care sunt convinsă că și dumneavoastră când ați făcut școala și încă ne lovim de ea, elevul român trebuie să știe din toate câte ceva. Nu contează că elevul ăla este bun la desen, la română, matematică sau fizică. Nu! El trebuie să știe și istorie, și geografie, și muzică, și desen, și de toate, și dacă s-ar putea să le știe pe toate, bine. Bun, sunt de acord tot parțial cu dumneavoastră, pentru că la un moment dat ar trebui să intervină școala mult mai mult în viața, în dezvoltarea profesională a unui elev. Aici vorbim de liceeni. Părinții trebuie să, la un moment dat, trebuie să asculte exact de profesori. Da. Dom'le, este talentat pentru desen. Îl canalizăm, dacă asta îi place copilului. Dar sunt părinți care, după metoda cioara și apără puiul, zic, dom'le, cum să-l trimit să fie tractorist sau agricultor sau o altă profesie? Nu, dom'le, facem toți facultăți. Aici ar trebui să intervină și împuterniciți și să fie o convenție între părinți și școală, pentru că la un moment dat
profesorii știu cel mai bine unde se pliază copilul respectiv. Dacă toți ne pricepem la toate, nu o să facem nimic. Și revenind la... Profesorul nu se prea pleacă în sensul acesta asupra învățământului. Păi, dacă momentan gradația de merit se oferă doar la diplome și cum să se aplece pentru toți copiii? Dacă ar fi niște bonificații, de ce sunt peste toate domeniile au aceste bonusuri, în toate domeniile sunt aceste bonusuri de performanță. Hai să, dacă bun, ceea ce mergem și mediul rural, este că ar trebui bonificații pentru meritele deosebite, adică pentru elevii care obțin rezultate deosebite la olimpiadele naționale, dar profesorii să se ocupe în mod egal și de restul elevilor. De toți elevii. Pentru că dacă îi lăsăm pe unii în urmă și mai ales cu pandemia, s-au creat discrepanțe între copii. O să vedem examenul de bacalaureat din această vară. O să vedem, că din câte știu și pe calea aceasta vreau să le urez multă baftă elevilor de liceu. Au început bacalaureatul și... Sunt curioasă ce se va întâmpla, pentru că în ultimii ani a fost dezastru. Trebuie să ne repoziționăm pe partea de învățământ, deci trebuie să fie domenii prioritare. Învățământul, domeniul sanitar, pentru că de aici ne ghidăm. Sunt niște subiecte foarte, foarte sensibile. Sunt sensibile, dar Partidul Social Democrat, într-un fel că aici aș vrea să punctez, a avut într-o parte grijă și de învățământ și de sistemul sanitar. Adică s-au aproape dublat salariile profesorilor prin lege. A fost primul pas. Nu puteam să rămânem pe loc să rămână cu salariile de atunci. Un deputant în sistemul de învățământ lua 800 de lei. Adică și preda, indiferent că vorbim de un liceu de renume, și un liceu de renume și unul de nerenume are parte de debutanți. Adică nu poți să trimiți un profesor să fie plătit cu 800 de lei. De aceea s-a făcut acel efort, s-au dublat salariile, s-au triplat, ca și în sistemul de sănătate, unde asistenții medici au fost bonificați. Pentru că... Și cu toate acestea să-mi fie cu iertare, dar atunci își fac treaba. Adică, cred nu că trebuie nu acolo să... trebuie lucrat. Nu cred trebuie că trebuie să lucrat generalizăm. La psihic. Poate... Ușor, ușor se vor și condițiile din spitale să schimbe. Și... La nivelul județului Gorj, da. Condițiile din spital sunt bune spre foarte bune pe anumite secții. Și aici aș vrea să subliniez, echipa de la Consiliul Județean este foarte aplicată pentru sistemul de sănătate. Vorbim pentru că la ora actuală vorbim deja de fronturi deschise, vorbim de renovarea și extinderea Spitalului Județean și secției de UPU. Vorbim de reabilitarea energetică a Spitalului de pe Tudor. Deci sunt proiecte care sunt, nu mai vorbim de că în spate e o muncă titanică, dar e o normalitate ca un bolnav să fie tratat cum să trebuie. Să aibă și condițiile necesare. Știți, acum chiar nu mai au nicio scuză. Sau să zicem că în următoarea perioadă, până la finalul anului, că înțeleg că până la finalul anului trebuie finalizat acest proiect. Da, cele două proiecte... finalul anului sau primăvara 2023, pentru că sunt foarte atent monitorizate de domnul președinte Cosmin Popescu. Pentru că... Să zicem că mai au scuze cadrele medicale până la jumătate, așa, cu indulgența necesară anului 2023 pentru a zice că nu pot să-și desfășoare actul medical în condiții normale, cel puțin pe spitalul de pe Tudor, pentru că da, acolo sunt niște desfășurări de forțe, se lucrează la secția de pe UPU și sunt în avarie, știm cu toții, se lucrează la reabilitarea electrică, energetică se, cu tot ceea ce înseamnă schimb de instalații electrice și așa mai departe, putem înțelege disconfortul de acolo, dar de la anul nu mai avem de ce să-i mai scuzăm pe medicii noștri de la Târgu Jiu și nu doar pe medicii noștri de la Târgu Jiu. Am văzut în urmă cu nicio lună de zile un președinte de Consiliu Județean, sper să nu greșesc, un Edoara, care a așteptat ore întregi în fața ușii de la secția de primiri urgență și efectiv nu a fost băgat în seamă. Nu este un caz singular. Asta se întâmplă în toată țara. Deci trebuie să fim optimiști. Nu trebuie să scoatem tot timpul. Mai sunt probleme, dar ce a făcut domnul președinte Laurențiu Nistor la Hunedoara, sper să fie un exemplu. Ce a trebuit făcut și la noi la Târgu Jiu? Să știți că credeți că... Eu nu cred că s-a schimbat instant. Dar
Sunt oameni de bună calitate, foarte mulți oameni de bună calitate în sistemul sanitar gorjean. Extraordinar de bun, dar știți că unul e suficient ca să strice tot globul acela bun, e suficient unul ca să ne păteze imaginea. Când... Și atunci ar trebui cumva să-l aducem și pe acela pe drumul cel bun. Da, trebuie acaparat și exact. Adus pe drumul cel trebuie bun, și sunt de acord cu dumneavoastră. Da, pentru că tot vorbeam de sistemul sanitar și spuneam că la Gorj lucrurile stau cât de cât bine, pentru că sunt, cel puțin dacă vorbim de nivelul municipiului București, lucrurile sunt crâncene. Crâncene. Și aș vrea ca parlamentarii noștri, cei care se ocupă de Ministerul Sănătății, să evalueze într-un fel sau altul astfel de probleme, pentru că sunt convinsă că le ajung la urechi aceste probleme, dar nu înțeleg de ce nu ne aplecăm asupra lor, pentru că, Doamne ferește, mâine, poi mâine și eu, ca și om al statului, trebuie să beneficiez de tratament în sistemul de sănătate de stat. Nu pot tot timpul să merg la privata. Cu siguranță. Așteptăm tinerii aceștia de care cum se întâmplă la Gorj, că am omis și spitalul de la Dobrița, unde sunt intervenții, investiții foarte, foarte mari. Și spital acolo extraordinar, cu medici foarte buni. Și o poziție geografică foarte bună. Și în țară, cred, Partidul Social Democrat a avut în vedere fidelizarea angajaților personalului în primă fază. Urmând să amplifice și investițiile în, că vorbim de reabilitări sau dotări, pentru că e foarte greu, foarte greu de, și de construit un spital nou, trebuie fonduri, dar și acum prin PNRR s-au deschis niște axe și cred că o să se atingă câteva spitale noi, păi construcția unor spitale noi. Am citit în presa națională zilele trecute, ieri, alaltăieri, nu mai știu exact când, că s-a aprobat înființarea unei asociații naționale care să gestioneze banii astfel încât infrastructura sanitară de la nivelul țării noastre să se dezvolte. Înțeleg că se lucrează pentru construirea a 3 spitale regionale. Ți-a discutat și la noi despre un astfel de proiect? S-a uitat? Din câte știu detalii din echipa de la Consiliul Județean, sunt desfășurat un studiu de fezabilitate pentru un corp nou la Spitalul 700, care să aibă, care decini finanțarea din PNRR. Bun. Deci sunt pași pe partea de Consiliul Județean și repet, președintele Cosmin Popescu e foarte atent și monitorizează foarte des situația investițiilor. Și s-au deschis niște axe, din câte știu, se va construi un spital regional la Craiova, pe partea aceasta, dar de Oltenia. Pe partea de Oltenia. Pentru că tot vorbim de tineri și spuneați dumneavoastră că îi încurajați să acceseze fonduri europene, din nou revin la mai mari țării noastre care, spre exemplu, în PNRR n-au cuprins sectorul agricol și nu au alocat nici un ban pentru sectorul agricol. Știți, voiam să vă întreb, pentru că în urmă cu aproximativ 10-15 ani, tinerii se îndreptau spre această latură, spre sectorul agricol, începuseră să-și strângă, adică să acceseze fonduri europene pentru ferme de animale, pentru pășunat sau mai știu eu ce altfel de proiecte, pentru cultivarea cerealelor și așa mai departe. Ei bine, astăzi dacă întreb tinerii, nu știu dacă 10% s-ar mai îndrepta spre acest sector, pentru că nu mai au ajutor din partea statului. Aș vrea să începem din prima fază a PNRR-ului. Prin intrarea responsabilă a Partidului Social Democrat la guvernare, s-a axat foarte și a monitorizat foarte atent acest program de investiții. În prima fază a fost ținut la secret, adică a fost conceput de domnul Ghinea în guvernarea liberal-useristă, a fost plimbată pe la Bruxelles, de-aia vreau să vă prezint ca să ajungem unde la partea cu investițiile în agricultură. Nu a fost pus în dezbatere publică, s-a urmărit doar
ce au urmărit cei de la creatorii, artizanii acestui PNRR, partea de consultanță, și apoi să ne trezim după aprobare prin august-septembrie, pe la jumătatea lui septembrie, să-i găsim pe cei de la USR punând niște pancarde: demisia, noi am plecat. Am intrat la guvernare. Am găsit acest PNRR, acest fantomatic plan. Și să vedem că pe parte de tineret nu este niciun capitol. Vorbim de tineret. Pe parte de investiții în agricultură, irigații, nu este niciun capitol. Deși era cel mai verde capitol, partea de agricultură. Corect. Pe parte de, să atingem și alt jalon, cum se vorbește în PNRR, ne-am trezit că pensiile nu se pot mări pentru că nu putem depăși 9,4% din PIB. Și acum trebuie să mergem, să discutăm, să a venit noul ministru de la fonduri, care este foarte deschis și a și declarat, pentru că aceste planuri trebuie, aceste jaloane trebuie renegociate într-un fel. Da, da. Știți, mergeți la Comisia Europeană și spuneți, hai să renegociem tot PNRR-ul. Nu, până nu punctual și Comisia are deschidere. Și Comisia a zis că trebuie clar, foarte multe puncte să le renegociați. Nu, vorbim de agricultură. Pentru agricultură, că s-a prezentat, pe partea hidrologică, s-a prezentat că se consumă foarte multă apă inutil prin irigație. Asta trebuie renegociat, da? Greșit, pentru că dacă faci un sistem optim, nu se consumă. Bun. Parte de, da, tinerii au acces. Spunem că e un capitol care se regăsește în alte, că vorbim de tranziție justă, pe alte categorii de fonduri. Dar pe partea de pensii, deci PNRR-ul sunt convins că va fi renegociat. Punctual. Sunt capitole. Multe puncte pe care trebuie să le renegociați. Trebuie să spargem acea idee a domnului Ghinea, pentru că urmărind doar consultanța e foarte greu. Dar să ne întoarcem la subiectul dumneavoastră. La ora actuală, tinerii s-a redeschis programul Tomata. S-a diversificat, nu mai este doar pentru tomate, este și pentru usturoi și pentru salată. Deci, pe parte de proiecte europene, nu mai vorbim, sunt acelea pe por, dar vorbim de pe planul de dezvoltare rural. Deci sunt niște paliere unde pot fi abordate de către tineri și din agricultură. Și granturi pentru alea sunt IMM Prod, care se regăsesc în agricultură, unde este subvenționată dobânda. Deci s-au deschis niște, prin intrarea Partidului Social la guvernare, s-au deschis niște paliere pentru agricultură. Dar ne reușim să introducem în PNRR momentan partea de irigații, dar sperăm să reușim. Nu prea bine să mă apuc, dacă nu am cum, adică mă apuc. Dacă vreți să deschideți un solar, luați, accesați programul Tomata și pe partea de legume. Deci sunt soluții. Eu cred că s-au deschis niște paliere de abordat pentru tinerii din agricultură. Vorbeați dumneavoastră despre pensii. Vin guvernanții și cu vești ceva mai bune. Înțeleg că în perioada următoare Parlamentul ar trebui să adopte o nouă lege a pensiilor care vine cu modificări. Înțeleg că se scade perioada de cotizație, adică nu mai trebuie să cotizezi 15 ani, ci se scade la 10 ani și sunt mai multe modificări acolo în favoarea românilor. Și o altă veste bună, din nou dată de către miniștrii noștri, se începe distribuirea acelor vouchere sociale în valoare de 250 de lei. Da. Vor fi distribuite în perioada 20-24 iunie, cred că. Da, că s-au emis acele carduri, dar să nu uităm și de cei 700 de lei pentru pensionarii cu pensie sub 2000 de lei. Deci sunt și pentru că este o perioadă foarte grea, doamna Mundelina. Partea cu contextul din războiul din Ucraina, s-au generat inflația pentru că este la nivel european și s-a generat creșterea prețurilor și trebuie să
fim foarte atenți și la cei vulnerabili. Da, pentru da, acum că... să vă spun, pe dreapta mi se pare un pic praf în ochi, așa, adică de ce nu lucrați împreună cu aliații dumneavoastră de guvernare să plafonați prețurile, în primul rând, la carburanți, pentru că odată ce prețul la pompă nu mai este de 9 lei, ci este de 6 lei prin scăderea accizei, pe care ghiciți cine o primește, tot statul român, da? În prima fază am plafonat prețurile la energie și gaze naturale în vară. Mulțumim frumos, ce de treabă sunteți. Păi nu este pentru un an de zile. Păi da, ați plafonat într-un an de zile, mai vine și iarna. 3 luni, da, ok, ați plafonat, deci, în iunie. Pentru că... Nu, în când ați plafonat? Noi am mers... În mai. Cu 1 aprilie. Noi am mers în toamnă pe varianta ministrului energiei. Atunci, că nu s-a putut aplica sau a fost greșită. Ați putea face ceva punctual acum, adică hai să reducem accizele și astfel încât să scădem prețul la carburant, pentru că odată cu scăderea prețului la carburant se întâmplă un efect de bumerang. Toate prețurile ar trebui să scadă. Din câte știu, este un proiect pentru și noi știm acciză, că este un proiect, dar nu se mai aprobă. În prima fază am rezolvat câteva probleme, dar ușor, ușor trebuie rezolvate toate, pentru că consumatorul vulnerabil este prioritate pentru Partidul Social Democrat. Că vorbim de gaze naturale, curent, combustibil, cum ziceți dumneavoastră, dar este o evoluție, pentru că pe piața europeană se impune un preț. Deci nu se poate marja foarte mult. Haideți, lăsați-mă cu pe prea, pentru că ungurii au plafonat prețurile la 6 lei, adică despre ce vorbim? În Ungaria e o situație mai specială, dar pe plan european să știți că în cota aceasta este 2,50 euro. Sunt de acord cu dumneavoastră, dar atunci creșteți, domnilor dragi, și salariile la salariile europene. Nu lăsați salariul minim pe economie 200 de euro, salariul net, da? 250 de euro sau nici măcar. Nu este, aproape 300 de euro. Aproape 300, să-mi fie cu iertare. Chiar 300, 1530. Da, să-mi fie cu iertare. Atunci haideți să aliniem și salariile la salariile europene, da? Că nu cred că mai există un stat în Uniunea Europeană care să aibă salariu de 300 de euro în mână. Prin intrarea noastră la guvernare am promis că creștem salariile. Am crescut salariul minim, am dublat alocațiile, s-au mărit pensiile cu legile blocate de PNL. Am încercat noi tot ce a făcut Partidul Social Democrat în 6 luni de guvernare, chiar am prezentat bilanțul, am pus în dezbatere, s-au discutat, nu s-a pliat, am rediscutat. Nu ne-ați văzut că am abandonat vreun subiect. Și acesta cu plafonarea prețului este un subiect constant în discuțiile guvernamentale, dar sunt sigur că se va găsi soluția și pentru plafonare. Așteptăm și iar așteptăm până când o să ni se ridice părul în cap. Știți că România așteaptă până când le ajunge cuțitul la os și se mai creează încă o ieșire în stradă de mii de persoane și astfel guvernanții noștri vor trebui să iau o decizie, pentru că observăm că cam asta este soluția atunci când românilor nu le mai ajunge. Din 300 de euro n-ai cum să ai și mașină, să și mănânci, să plătești și întreținere, să plătești și utilități, n-ai cum, n-ai de unde. Sunt de acord cu dumneavoastră că, pentru că o familie cu doi membri, copil cu salariile minim pe economie, dar greu să te întreții. Încercăm să rezolvăm toate aceste probleme și prin reglementările, că vorbim de gaze curent, că vorbim de combustibil, trebuie ușor, pentru că e o situație la nivel continental unde s-au produs după criza pandemică, a apărut criza războiului din Ucraina, sunt niște lucruri care sunt... Adică ne tot lovim, ne cramponăm de problemele care, de fapt, da, criza pandemică, criza sanitară ne-a lovit în mod direct. Haideți să nu ne cramponăm acum de războiul din Ucraina, pentru că nu ne afectează în mod direct sau n-ar trebui să ne afecteze în mod direct. De ce? Avem toate resursele necesare să ne descurcăm singuri, dacă suntem deștepți, și asta pentru noi poate să fie o oportunitate, dacă mai marii noștri știu să o privească așa. Dacă vrem doar să ne băgăm bănuți în buzunarele noastre, ca și în criza sanitară, s-au cumpărat măști și vaccinuri, s-au cheltuit banii cine știe pe unde. Și fiind un stat al Uniunii Europene și al NATO, nu putem gândi
că doar pentru noi, gândim la hai tot... Hai să ne apucăm de agricultură, hai să ne apucăm să redeschidem sectoarele miniere, hai să facem ceva pentru noi. Hai să deschidem hidrocentralele astea construite de pe vremea nu știu cui și care sunt în stadiu de 99% și nu sunt date drumul. Vorbim de hidrocentrale, ce să facem? Noi le-am deblocat. Dacă USR le-au contestat, a contestat legea la Curtea Constituțională, ce putem face? Nu înțeleg. Vorbim. Deci personal, nu că PSD, domnul Virgil Popescu acum ține cu legea decarbonării. Păi, președintele Mihai Weber, secretarul de stat Constantin Ștefan, președintele Consiliului Cosmin Popescu, senatorii, deputații, tot timpul sunt în monitorizează această problemă, pentru că domnul ministru Virgil Popescu merge înainte, că trebuie dezafectat mineritul, adică să plantăm panseluțe. Nu ziceam că mergem să renegociem PNRR-ul pe această problemă. Păi stați că aici doar trebuie să-i aducem să înțeleagă pe partea de PNRR. Pactul climatic de la Paris, s-au pus niște cote. Condiții. Da, niște cote să, ca energia produsă din surse regenerabile să ajungă undeva prin 2030 la 35%. Țara noastră are, la ora actuală, dacă intrați pe ANRE, 24% energie produsă din surse regenerabile. Este prima țară din Europa de Est și Europa Centrală. Deci noi avem aceste targeturi atinse și până în 2030 o să atingem și cota aceasta de 35, pentru că în prima fază, în 2010-2016, s-a integrat în rețea câteva sute de megawați din aceste surse regenerabile. Dar deja sunt depuse cereri pentru mii de megawați pentru parcuri eoliene. Am rezolvat și legea offshore. Deci toate condițiile, deci nu ne presează nimic să avansăm într-una cu această lege. Ce ne presează să nu deschidem sectorul minier și termocentralele pe bază de cărbune în aceste momente de criză? Stați puțin, ministrul Virgil Popescu nu vorbește de să redeschidem, nu vorbește nici măcar de menținere. Nu, vorbește de închis. S-a închis. S-a pus lacătul pe tot, nu mai avem minerii, nu mai avem energie pe bază de cărbune și pe bază de combustibil. Da, și invocă targeturile din pactul climatic. Este un subiect al secolului 21, această încălzirea globală, dar noi ne respectăm, sunt o țară foarte aplicată și cu minte, noi îndeplinim toate, da, ce să mai vorbim de polonezi, că au 75%, 75% din energie produsă din cărbune. Păi ei când o să ajungă vreodată la 35% din surse regenerabile? Păi ei nu-i trage nimeni la răspundere, că ei au fost mai deștepți decât noi când au mers și au trimis oamenii în Parlamentul European și au știut să-și negocieze condițiile pentru poporul lor. Noi am trimis pe cine știe cine, care n-a știut să ne reprezinte interesele noastre, ci au reprezentat interesele Uniunii Europene. Vreau să revenim la Gorj, pentru că mai avem doar 5 minute din emisiune. Tinerii noștri veseli, cu poftă de viață și de a dezvolta municipiul Târgu Jiu, nu ia nicio poziție referitor la Calea Eroilor, care este ultra abandonată, ultra prelungită, ultra dărâmată și ultra tot ce vreți dumneavoastră. Chiar nu se ia din partea dumneavoastră. Ziceți că aveți consilieri județeni, da? Consiliul județean nu vine să tragă de mânecă, băi, facem și noi ceva aici? Bun, subiectul cu Calea Eroilor este unul mult discutat. Este, dar nerezolvat. Degeaba îl discutăm dacă nu-l rezolvă nimeni. Pentru că este în ograda primăriei Târgu Jiu. Și primăria Târgu Jiu nu e în județul Gorj, adică n-ar trebui cineva. Păi noi pe parte de Consiliul Județean monitorizăm, dar nu putem să... Adică nu cheamă nimeni pe domnul primar să tragă de mânecă, să-i spune, ce faci, mai amâni mult realizarea lucrărilor. Deci, sunt convins că partea de Consiliu Județean este foarte atentă, pentru că este un... Calea Eroilor este un generator de turism pentru județul Gorj. Pentru că în prima fază... Un generator de a face turiștii să fugă sau ce? Că la felul în care arată acum Calea Eroilor, nu cred că vedem pițenie de turiști pe el. Nu trebuie să scoatem... Normal, dumneavoastră vreți să punctați stadiul lucrării, dar... Nu doar stadiul, ci și calitatea lucrării. Nu știu dacă dumneavoastră ați tranzitat zona.
am tranzitat. Și vi se pare normal ce e acolo, cât s-a făcut, da? Cât s-a făcut? Că nu este la 100%, nici măcar la 50%, cred că nu este, sunt lucrurile făcute. Nu sunt sub în standardele așteptării mele, dar nu pot să judec o lucrare care nu este finalizată. Momentan discutăm pe ce vedem, da, este, nu este o calitate adecvată, dar când se va finaliza, o să discutăm și vă asigur că o să-l tragem de mânecă pe, sau o să criticăm primarul de atunci, cel care va finaliza lucrarea. Nu cred că e cam târziu să pierdem timp și bani până la finalizarea lucrării și să ne dăm seama la final că nu e ce trebuie și că nu respectă proiectul inițial, pentru că nu respectă proiectul inițial. Sau dacă așa a fost gândit proiectul și cineva și-a dat semnătura pe acel proiect, pe atunci ar trebui să dea cu subsemnatul pe la niște instituții ale statului. Zic. Mi-e foarte greu mie să comentez pentru că... Adică n-ați făcut o analiză în interiorul organizației dumneavoastră ce se întâmplă acolo? Foarte bine monitorizat municipiul Târgu Jiu, pentru că, cum discutam înaintea emisiunii, organizația municipală este într-un proces amplu și continuu de construcție, pentru că s-a axat, domnul președinte Cristinel Lujan, s-a axat pe un sistem de reformare și reconstrucție a organizațiilor de pe lângă secțiile de votare și de aici, în prima fază, se va finaliza această construcție pe secții de votare. Apoi o să meargă acei membri aronda secțiilor și o să-ți discute în fiecare zonă pe lângă secția de votare. Și de acolo o să venim și cu proiecte, și cu profilul noului candidat al PSD la că prea sunteți municipi. Secretoși așa, să nu fie vechiul candidat la alegerile locale din 2024, că noi sunteți prea secretoși. Am mers etapizat în prima fază de construcție, după aceea de discuții cu cetățenii, că de aici trebuie să ne informăm și să ne luăm seva. Nu vreau să fiu rea, dar pe treaba asta cu sondaje pentru profilul ideal... N-am zis sondaje, dar și sondajele sunt aurorul. Conducerea organizației dumneavoastră, că se va face un sondaj pentru a vedea profilul ideal pentru candidat. Hai să fim serioși, că dumneavoastră știți profilul candidatului ideal pentru că l-ați avut în funcție 4 mandate, aproape 5. Adică știți despre ce candidat este vorba și ce trebuie Târgu Jiului, da? Ați avut pe domnul Cârciumaru atâtea mandate, deja știți în ce zonă vă încadrați. Să știți că viziunea votanților se schimbă. Asta nu, dacă am avut un profil care a câștigat până în 2016, dar nu înseamnă că trebuie să-l punem în aplicare și în 2024. Când adică nu avem voie, nu avem voie să ignorăm părerea și sugestiile și criticile votanților. Când ieșiți cu candidat pentru alegerile din 2024? Pe când? Nu vă pot da un... Pe scurt, că ne scot colegii. Nu vă pot da un termen, dar... Finalul anului 2022? O să fie la momentul oportun ca să câștigăm primăria municipiului Târgu Jiu. Bine, mulțumesc din suflet pentru prezența dumneavoastră în emisiune, vă aștept și cu altă ocazie. Mulțumesc și cu mare drag o să revin. Doamnelor, domnilor, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție și până la o nouă revedere, vă urez săptămână cu realizări.